pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Carnavalul din pastă sunt galben, albastru și roșu. Rostăm la culori. Ele sunt și culorile de pe steagul Columbiei. Și la ale nostru. Ne puteți găsi în această piață. Trebuie să o căutați pe Jessica pentru culoarea galben, pe Maria Cristina pentru albastru și pe... Giuri. Huri, cred. Hai, nu? Pentru roșu. Pentru roșu. O să vă mai dau niște indici. Ai. Ne-ai rupt. Jessica... are un piercing în obraz. Maria Cristina are un animal de companie, deși îl plimbă ea prin piață. De companie. Iar Jory are o jachetă albastră și niște cercei rotunzi mari. Da. Astea erau specificațiile doamnelor. Perdon, noua cap, por favor. Cu giganticele măști este mai dificil cu deplasarea, mai ales că ne aflăm într-o piață extrem de mare, dar și foarte aglomerată, motiv pentru care echipele au avut voie să lase măștile deoparte pe tot parcursul căutării în piață. Dejo esto aquí, por favor. Și intră în piață și strigă. Ce să faci? Cum să identifici femeile? Erau mii de femei acolo. Știi cât era piața? 5 obor. Le pui una lângă alta și ai făcut piața aia. Jessica? Yuri? Jessica! Maria Cristina! Problema era că erau femei pe care le chema așa. Si, sunt eu! Tu ești Jessica! Da! Nu era Jessica noastră. Jessica, Yuri? Maria Cristina? Și ne-am chinuit acolo. Băi, ne-am chinuit tare mult, ne-am chinuit. Cum o cheamă pe aia de plimbă câinele? Maria Cristina. Maria Cristina? No? Jessica, Yuri? Sabe? Jessica? Maria Cristina? Yuri? Usted se fue? No? Yuri? Usted se Yuri, no? No, Yuri. E Jessica, no? Aqui e Jessica? Și începem să zicem tuturor femeilor din calea noastră pe nume. Jessica? Jessica, Yuri? No? Maria Cristina, no? Jessica, trebuie să aibă un pierd în obraz. Vezi că oamenii deja ne măscăreau. Deci noi atât de tare țipam numele acestor trei femei, că oamenii ori ne spuneau da, eu sunt, dar nu erau, ori ne trimiteau în direcții total greșite. Vezi că Maria Cristina s-a dus la baie, vezi că Jessica e pe raionul 7. Maria Cristina? Maria Cristina. A donde? Maria Cristina. Aia? Uite, asta e cu capra. Care? Vinde ce are de pe sorți. Hola, senora. Maria Cristina? Presente! Si, sí, gracias mucho! Poftiți și niște brânzică de capră, dar nu... gracias, señora. Nice capră. Goat. Hai. Gracias. Bă, n-ai cum să faci, mă, toată asta, o mâncați aș gura. Trebuie să facem o strategie. Hai să o luăm așa și să mergem pe margini. Hola, Jessica, Yuri? Conosco Jessica o Yuri? Aqui? Si. Sí. No? Yuri! Allá en esos bolsos azules, el último. De ¿El bolso azul? Sí. Una dice, da, el está andando no sé care. Am ajuns la una pe care o cheamă Luli. Luli? Nu, mă cheamă Luli. N-ai nimic pentru noi, n-am. Oamenii ne întrebau niște lucruri, dar noi n-am înțeles. Noi doar eram niște sirene pe acolo. Eram Giuri, Jessica. Mamă, cât e... No, permiso, Giuri? Ustedes, Giuri? Da? Conosco Giuri? Conosco una Giuri, aquí? Jessica, Yuri, Maria, Cristina? Uite, și fetele caută încă. Au venit și băieți. Și noi n-am găsit nimic. Vezi surpriza, aveau două borcane în mână. Incredibil. Deci cum? Nu știam câte au ele, dar noi eram bine. Adică mai aveam de găsit una și aia e. Și parcă ne-a dat așa un pic de zvâc, gata. Hai încoace. Cunosc una, Yuri? Jessica? Maria, Cristina? Îți dispare și speranța, parcă nici glas nu mai ai, nu mai ai nici chef să mai cauți. Știi că dacă n-ai vedea o echipă, ai zice, păi, hai să tragem, dar când îi vezi și pe aia care au culorile în mână, parcă ți se cam duce din vlagă și zici, dar noi de ce nu găsim? Ce? Jessica? Animal! Jessica? Maria Jessica? Cristina? Maria Cristina? Si! Are capră, frățioare! Maria Cristina, buenas! Ne-a dat borcanul și am încercat să o găsim pe Jessica. Pentru că știam clar că e în piață și are un pierț în obraz, un cercel. Clar că o identifici dacă o vezi. Multe persoane aveau mască, era foarte complicat. Deci avem doar fata cu pierț și... Yuri, unde sta? Yuri. Tu ești Yuri?
Să o luăm și așa pe străduța aia? Hai, uite, că... de acolo n-am luat-o, Gică. Păi nu, de acolo am venit. Hai pe aici. Chi? Giuri, e aici? Să aveți una persoană... Giuri? Mă, cât e de drăgălaș. Ce faci tu? Nici măcar nu aveai cum să-ți faci o strategie în piața aia, să zici că iei toată piața, pentru că era un dezastru, nu existau rânduri, nu aveai cum, am trecut de 3 ori pe la același raion, adică... Am obosit groaznic, știu. Hai să-l pe aici. Pe aici, pe la textile. Nu, era deja, sincer, deja începeam să mă enervez rău și mi se părea că oricât de bine ai face probele, dacă n-ai puțin noroc, uite, n-ai cum să ajungi prim. Jessica! Noi am avut un avans foarte mare față de băieți și față de Eduard și Cleopatra, iar în piață s-a dus tot. În pauză, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.